Ciao! Ce faci? Cum ești? Nu te-am văzut de mult. Bună! După cum vedeți, am doi invitați de data aceasta. Bine v-am regăsit! Sunt doi prieteni foarte dragi mie și mă bucur foarte mult că am reușit să-i conving, să-i scot din bârloc, cum ar veni să apară și fața voastră, pentru că sunt foarte scump la vedere. Ei sunt foarte modești, deși fac lucruri extraordinare și veți vedea pe parcurs că nu spun vorbe mari și în vânt. Este vorba de Dana și Marcel Marc, nimeni alții decât părinții parfumurilor amanții Cati și Mircea, creatorii brandului Markman, realizatorilor parfumuri excepționale românești, pentru că Markman este o firmă românească și ar fi cazul să ne mândrim și noi cu ce avem pe meleagurile noastre. Așadar, Dana și Marcel. Hei! Hey! Wow! Foarte mult că ați acceptat să intrați în dialog cu mine și să pătrundem un pic în printre misterele parfumurilor pe care voi le creați. Eu am avut privilegiul la un moment dat să intru în laboratoarele Markman, acolo unde voi faceți lucruri extraordinare, parfumuri, geluri de duș, aftershave și multe, multe alte lucruri despre care voi veți povesti, pentru că din momentul în care eu am fost în 2016 în fabrica voastră de atunci, voi ați mai făcut și alte lucruri și în continuare lucrați la niște proiecte foarte interesante și unice. Trebuie să vă spun următorul lucru. Cum am cunoscut eu pe acești doi oameni fabuloși, care sunt acum cei mai buni prieteni? În 2015, când eu publicasem deja Zilele Amanților și Nopțile Amanților, mai multe voci dintre cititoare mi-au sugerat ce-ar fi să faci tu niște parfumuri. Pentru că așa merge bine amanți, parfum. Am stat un pic așa, am spus, e irealizabil lucrul acesta, de unde să iau eu pe cineva, nu cunoștea pe absolut nimeni în industria asta, mai ales că nu știam dacă în România există producători de parfum, știam că sunt doar importatori. Am stat, am căutat și norocul mi-a surâs, am dat peste Markman, despre care nu știam nimic atunci în 2015, la sfârșitul verii, am dat un mesaj pe pagina lor de Facebook, Markman, mi-a răspuns Dana, atunci nu știam cine îmi răspunde, ea mi-a răspuns, i-am spus, sunt cu Tăreasca, am publicat așa, aș dori, dacă sunteți de acord, să vorbim despre posibilitatea realizării unui parfum legat de cărțile mele. Și ea mi-a spus dacă îmi trimiți cărțile și dacă îmi plac, îți voi da un răspuns. Am trimis volumele, erau atunci, cred că a apărut și 3. Volumul 3, Amanții 3.0. Da, da. Și după vreo câteva săptămâni mi-a răspuns pozitiv, a spus că i-au plăcut foarte mult și că e de acord să facem parfumul. Adică ei să facă parfumul, e de acord cu propunerea mea. Am fost foarte bucuroasă, era un vis la care eu nu credeam că se va putea împlini vreodată. Era o chestie absolut nouă pentru mine, nu am mai avut de-a face niciodată cu producători de parfum, deci eram și foarte onorată și în continuare sunt onorată că sunt prieteni. În 2016 am avut și un eveniment foarte drăguț pe 7 martie, am lansat oficial parfumul la Amanții cu un videoclip pe care sper să-l putem reda și noi. Și de atunci povestea a mers mai departe. Markman din 2002, de la o afacere începută, cum au început toate marile afaceri într-un garaj, acum a ajuns la o fabrică proprie mare, care în curând va fi deschisă și va oferi publicului multe, multe produse. Așadar, eu cred că am vorbit destul. Haideți să vă... că nu sunteți aici să mă ascultați pe mine cum vorbesc. Dana și Marcel. Era mai simplu. Era mai simplu. Vorbești așa de frumos. Îmi place să te ascult. Deci așa, dar eu am spus așa, că în 2002, din ceea ce mi-amintesc, pe să nu greșesc, ați deschis această afacere Markman, amândoi. Ați început pornind de la experiența lui Marcel, care a stat 10 ani în Franța și a acumulat experiența laboratoarele parfumerilor franceze. Marcel, ai venit în România aducând Know-how. Know-how.
Și ai început cu ce, mai concret, în 2002? Să ne întoarcem în 2002. Cu ce ai început atunci? Prima dată am scos patru feluri de parfumuri. Două de dame și două de bărbați. Adică, așa. Și după care am crescut la patru de dame și patru de bărbați. După care ne-am întâlnit cu Dana. Da, acel în 2002 a creat firma, noi ne-am cunoscut abia în 2003. Da, da. Abia, după un an totuși. Da. Și asta... Abia în sensul că ne-ar fi plăcut să ne întâlnim cu vreo 10 ani în urmă, măcar. N-ar fi avut atâta experiență, Marcel, atunci. Da, 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 găseam altceva. Și astfel voi v-ați întâlnit și ați început să lucrați împreună la acest proiect și să-l dezvoltați împreună. Am făcut echipă, da. Și de la patru arome sau patru soiuri de parfumuri la care erați în 2002, am ajuns la 200 și... Ați ajuns acum la 200 și practic ați creat arome noi. Da. Dar cum ați făcut lucrul acesta? Cum ați reușit să creați aceste arome? Pentru că voi erați practic... Deci ați pornit de la zero. Nu aveați absolut o activă de arome, să spun așa. Dar știi, Corina, piața parfumurilor e o piață dinamică. Exact. Pe care trebuie să fii tot timpul la zi cu trendul și cu aromele care se caută. Parfumurile, foarte puține sunt arome care durează în timp. Sunt foarte puține, poți să le numeri pe degetele de la o mână, care au rezistat zeci de ani. În rest, aromele vin, pleacă, se satură lumea de ele, le vrea la început, după care se plictisește și se sting. Deci faptul că voi ați creat niște arome care rezistă, asta v-a diferențiat de ceilalți care erau pe piață la momentul respectiv. Absolut, absolut. Da. Și asta ne-a creat perenitate și... Și încredere în timp, da, da. Ce ne-a ajutat pe noi cel mai mult a fost faptul că am putut să, așa am început, de la bun început, să controlăm totul, începând de la producție până la vânzarea la clientul final. Da? Și asta ne-a ajutat odată pentru că am avut feedback-ul instant, da? Că atunci când le vinzi printr-un distribuitor, nu știi ce se întâmplă la capătul lanțului, da? Așa, și atunci am putut mereu să schimbăm totul în funcție de ceea ce cere clientul. Să fim dinamici și reactivi. Da. Iată că sunt 18 ani, deci sărbătoriți majoratul afacerii. Da, suntem majori, gata. Sunteți un exemplu de echipă care funcționează atât în viața personală cât și în cea profesională. Exact ce zicea Dana mai înainte, că faptul că ați putut avea un control asupra întregului proces de producție, de la creare până la distribuție, a fost un ingredient al succesului afacerii voastre. Faptul că a rezistat pe piață 18 ani cu succes și nu numai atât a reușit să se dezvolte, pentru că voi permanent veniți cu ceva nou, practic vă reinventați. Am pătruns în fabrica voastră, așa arată sticluțele, cel puțin la o vremea respectivă, în 2016, și așa arătau ambalajele, parfumurile cu care voi ați început. Da, da, da. Asta scriam atunci și mi se părea fabulos la ce a fost și la ce ați ajuns în prezent, pentru că ambalajele acum sunt cu totul altfel, o să le arătăm și pe cele noi. Aici erau aromele din laboratorul vostru, pe care l-aveați atunci. Și, bineînțeles, magazinele pe care le aveți, vom vorbi și despre magazine. Sticluța care este reîncărcabilă este ceea ce v-a făcut pe voi cunoscuți acest gen de ambalaj fără capac. Bine, noi am încercat să facem esențialul, adică strict sticluța, recipientul plus pompa, ca să îl putem folosi, pentru că știm că valoarea noastră nu se află în
în ambalaje, ci în jusul care este în ele. Pentru că acestea intră într-un ambalaj din aluminiu, foarte frumos, care se răsucește, da? Le vom arăta pe ecran, da. Așa, și de aceea se numesc doze de reîncărcare, pentru că sunt interschimbabile în recipientul de aluminiu. Da, pentru că aveți o variantă aceasta la sticlă și, și variante la aluminiu, la un preț puțin mai mare, dar care arată foarte elegant. Voi faceți, că nu uităm să spunem că faceți produse și pentru femei și pentru bărbați, deci nu discriminați pe nimeni. Eu am aici și gelul vostru, de o cremă de corp, scuzați-mă, cremă de corp foarte, foarte bună. Lapte de corp și face și gel de duș. Aici am ce am și eu, să știți că le-am consumat, le-am mai dat și au avut un mare succes. Aici e varianta parfumului de buzunar, pe care eu l-ador, pentru că efectiv îl bagi în poșetă sau în buzunar și puf, puf, te dai cu el. Nu ești niciodată nepregătit. Și trebuie să vă mai spun un lucru. Apropo de ce vorbeam cu voi despre reinventare, Marcel a creat niște utilaje care nu mai există nicăieri. Am putea spune niște roboți pentru a elimina niște segmente de producție care ar fi fost realizate în mod normal de oameni. Absolut. Deci tu ești un inventator mic, modest. Modest. Ai creat, deci Marc Mann face produsele sale pe niște mașini create de tine. Absolut, absolut. Deoarece odată că suntem pasionați de tehnologie, de tot ce ține de absolut tot ce este la noi în firmă, începând de la softurile pe care le folosim, sunt făcute într-o colaborare cu un programator care de 18 ani deja ne creează, de la zero ne-a creat pentru noi softul, pe care îl creștem constant. Adorăm tehnologia. Da, și utilajele a trebuit să le creez, pentru că e foarte restrâns domeniul ăsta și nu prea sunt utilaje specifice pentru asta, așa că a trebuit să le inventez și să le fac home. Și practic nu are nimeni utilajele pe care le folosiți voi. Nu. De-aia, pentru că le-am făcut, fiindcă le-am făcut eu, le-am făcut să ne vină mănușă exact pentru ce ne trebuie. Deci sunt nouă. Personalizate, da. Și nu mai poate nimeni să le fure, să le adapteze, să le nu știu ce. Poate să le fure, dar nu le poate folosi. Exact. Și asta mi se pare mie că ar consta genialitatea ta, fără să te periezi, da? Că nu am niciun interes. Eu le-am văzut, atunci când am fost, mi-a arătat acești roboți, pentru că chiar sunt niște roboți, am văzut că... Dar tu ești inginer? Lucrez. Tu ești inginer, Marcel, la bază? Nu, drag, nu. Dar nu mai știu ce ești. Nu. Sunt niște concepte de ale mele pe care le-am realizat adică le-am gândit și le-am realizat și care până la urmă s-au dovedit funcționale. Și în continuare tu lucrezi, adaptezi, nu te oprești, adică tu modernizezi permanent aceste aparate. Absolut. Acum urmează să fac o linie completă robotizată care pentru parfumuri, care să fie de sine stătătoare și inteligentă. Da, pentru că așa cum v-am spus la început, probabil anul viitor Marc Mann va deschide propria sa fabrică Vom inaugura-o. Și cu siguranță acolo veți avea și un showroom. Dana, tu te ocupi de foarte multe lucruri în cadrul acestei afaceri și nu numai că ești prin... Dacă nu mă înșel, tu dai și numele aromelor, nu-i așa? Sau greșesc? Cum ai trăit? De unde îți vin ideile să dai nume? Au niște nume foarte interesante. Totuși, câte ați spus că câte arome aveți? 200 și... Deci 200 și ceva de nume. Da. Și lucrurile încă nu se opresc aici, deci cum... Speram că nu. Nu le dai întâmplător, eu sunt sigură că tu nu le dai aceste nume după ce anume, ce ți inspiră? Caut inspirație din diverse domenii, atât muzicale, cât și ce ține de ingredientele care există în parfumurile respective.
Am înțeles. Nu e ușor. Și în orice caz, Marcel e cel care le-a aprobă, da sau nu. Și e un bun aprobator sau mai critic, așa mai gândește? Foarte critic. Bun. Foarte critic. Oricum și tu ești critică. Dana, spune-mi, te rog, în prezent câte reprezentanțe aveți în țară? Pentru că voi acoperiți teritorial, nu aveți doar în satul mare, unde aveți sediu principal. Ok. Activitatea noastră de vânzare se desfășoară pe mai multe planuri. Unul din ele este cel online, vânzarea pe site, care și acela va fi modificat acum în curând. Al doilea este vânzarea prin standurile noastre proprii. Momentan avem 10 standuri în țară, în orașele mari, în principiu, în Oradea, Timișoara, Arad, Deva, Baia Mare, Sibiu, Bacău avem mai nou deschis. Așa. Și de acum 2 ani am început să facem și distribuție în magazine mici și mijlocii cu agenții noștri, cu mașinile noastre, van sales, așa că momentan le avem în peste 1000 de magazine în țară distribuite și sperăm să acoperim toată țara cât se poate, mă gândesc că într-un an de zile să reușim. Marcel, mai există producător român de parfumuri pe piața română, pe piața noastră? Din câte știu eu, mai este Farmeco, mai produce ceva, foarte puțin. Și mai este la Cluj, la Cluj tot așa este Viorisul, care să producă așa diversitate mare, pentru că noi momentan avem peste 1000 de produse de sine stătătoare, în sensul că pe toate aromele noi facem și produsele cosmetice. Deci este totuși o bază de date de produse considerabilă. Haideți să facem puțin o revistă pentru cei care nu știu. Ce tip de produse faceți pe lângă parfumuri? Ok, în primul rând să spunem despre parfumul, pentru că parfumul este produsul de bază. Parfumul nostru este un parfum concentrat, nu este o apă de toaletă sau apă de parfum. Da? Este produsul acela care, dacă este de marcă, se vinde de regulă la un 80 ml. Da? Deci noi mergem pe concentrația aia, pe complexitatea aceea de arome. De regulă, parfumurile ieftine au, ce știu, 10, 20, 30 de ingrediente. Da? Parfumurile scumpe și care țin, nu atât de mult țin din cauza concentrației parfumului, ci și din cauza complexității ingredientelor lor. Da? Un parfum să fie bun de tot are peste 100 de ingrediente. Ok? Noi fiind persoane pretențioase în absolut orice, nouă ne-a plăcut de la bun început să facem un produs care să fie cel mai bun. Da? Și asta ne-a făcut să mergem mai departe și clienții noștri să se reîntoarcă la produsele noastre. Aveți clienți din străinătate, știu, de ani de zile, clienți fideli. Da. Da. Așa, și deci parfumul este produsul de bază, iar pe aromele acestea am început să fabricăm loțiunea de corp parfumată, gelul de duș parfumat și aftershave balsamul parfumat. Astea sunt produsele pe care le-am ales noi pentru ca să nu intrăm în produse mai specializate. Șamponul, de exemplu, e mai greu să trebuie adaptat pe fiecare tip de păr și dar am mers pe ceea ce se poate parfuma și parfuma la maxim, da? Pentru că clienții noștri sunt iubitori de parfumuri și atunci am vrut să le oferim un produs cosmetic aferent care iarăși să fie foarte puternic parfumat și dar să și ajute la să-și facă și treaba. Da, am înțeles. Deci nu ați făcut așa doar de dragul să vă diversificați, să zică lumea, uite câte lucruri pot face și ei, dar de fapt să nu oferiți calitate. Noi dacă facem ori maxim calitate, ori atunci nu facem. Ceea ce ați putut garanta voi. Exemplu șampoane, exemplu și alte exemple, dacă nu putem să le facem să fie maxim, atunci preferăm să nu le punem la catalog. Așa, și tot aici foarte mulți clienți care sunt mai pretențioși, așa ziceau că ok, sunt foarte bune parfumurile, dar
de ce nu venim și noi cu un ambalaj mai deosebit? Ok, poți să faci toate felul de sticluțe, nu le-am făcut încă, pentru că mi se părea că încarcă nejustificat prețul produsului și avem în plan, asta se va întâmpla anul viitor, să ieșim cu un produs de lux. Asta pentru că am găsit în sfârșit ceea ce să fie deosebit, altceva decât este pe piață. Da? Și pentru asta am introdus tehnologia. Așa. La noi. Adică în sensul că se pornește, se vede. Da, se vede. Așa, acum îl pornesc, ok, este un LED care s-a aprins aici și în momentul ăsta el are un senzor, care atunci când îl apropii de tine, de exemplu ca să te parfumezi, vezi, uite, nu știu, se vede? Da, apropii, da. Vezi? Foarte interesant. Ok, și poți să te parfumezi, uite așa. Fără să atingi practic nimic. Fără nimic. Și când l-ai oprit? Deci când l-ai îndepărtat de tine, se oprește. Și asta este desigur invenția ta, Marcel. Da, absolut. Deci, absolut. Ca să fim înțeleși. Deci am vrut să... Suntem un produs de lux? E un produs de lux? Deci va costa mai mult? Sau... Da. Deci ăsta va costa. Va costa un pic mai mult. Acum să nu ne gândim la 300 de euro și la de alea că nu... Așa, dar față de gamă, bun, cum a zis și Dana, multă lume ne reproșa bine că nu aveți și voi niște ambalaje. Într-adevăr, cum a zis și Dana, n-am vrut să încărcăm prețul produsului cu ambalaje și nejustificat. Am vrut să punem în valoare jusul care este în el. Dar acum tot am ciulit urechea și am vrut să facem ceva mai deosebit, dar nu o sticlă mai deosebită, ci să introducem cumva tehnologie. Da. Pentru că trendul este în tehnologie și în automatisme și în așa, și pentru asta am preferat să facem un mic dispozitiv aici, care să fie și util, să fie și fancy și sper eu să fie în trend, să dăm noi trendul. Ce gramaj are acea sticlă pe care ai arătat-o mai înainte? Așa vor fi litri? Undeva în jur de 100 de mililitri. Deci va fi suficient? 80-90, n-am măsurat-o exact, că nu a fost prioritar până când o scoatem. Urmează până la anul să definitivăm totul, dar undeva între 80 și 100 de mililitri va fi. Dar eu sper să fie foarte... Se vede? Dar cum să nu? Se vede foarte bine. Păcat că nu simt și mirosul. Da. Deci nu vrei să știi, e un miros deosebit, citric, care și asta ni se cere foarte mult în ultima vreme, dar nu citric, lămâie, că de lămâie s-a săturat lumea. Așa că e o combinație foarte bună între mandarină, portocale, ananas... Este un parfum unisex sau e... Unisex. Da. Mie îmi place că voi țineți cont foarte mult de feedback-urile clienților voștri și aici este o bilă albă pentru voi și că vă adaptați cerințelor deci vă pasă, asta vreau să spun. E doar că vindeți un produs și pe urmă nu vă mai interesează a luat odată și la revedere să fie sănătos. Absolut. Pentru că ne apropiem de final, dragii mei prieteni, spuneți-mi, pe voi pandemia aceasta v-a afectat? Afacerea a fost afectată? Pentru că știm că este și economic. Bineînțeles, în prima fază am fost afectați, bineînțeles, ca toată lumea, pentru că s-a întâmplat lockdown-ul și atunci implicit ne-a afectat. Am continuat pe rețeaua noastră de internet, pe online. Da? Și în momentul când s-au deschis mall-urile și magazinele, bineînțeles, am continuat și chiar s-a bucurat lumea că am revenit. Primele zile am avut coadă la standuri. Deci da, oamenii se parfumează chiar dacă poartă mască, nu? Da. Și în plus de asta, pentru că noi la standurile noastre facem sampling permanent, da?
Să știți că mirosul se simte și prin mască. Da. Parfumul nostru se simte și prin mască. Mă trezene cu parfumurile voastre și dacă merg să cumpăr pâine peste drum, adică uite și acum am dat cu parfum, că am zis că stau de vorbă cu voi, e o chestie care... Sigur, se simte. Și în casă, da. Deci, cumva, pe voi v-a afectat pandemia la început, când a fost șocul acela pentru toată lumea, da, de închidere, și apoi ați început să vă adaptați astfel încât să satisfaceți toate comenzile. În continuare, da. Și oamenii în continuare așteaptă produsele voastre. Eu vă mulțumesc foarte mult. Noi vă mulțumim. Și sunt convinsă că de sărbători abia vă faceți față, că știu că am vorbit cu Dan acum câteva zile și era pur și simplu asaltată de comenzi. Vă felicit, vă doresc mult succes în continuare și abia aștept încă o năzdrăvânie de-a lui Marcel. Eu știu, poate o dronă care vine și livrează. Te parfumează sau mă aștept la orice din partea ta, Marcel. Tu ești permanent. Mulțumesc pentru încredere. Dar mai bine să am încredere că s-ar putea forma cine știe, decât să am o surpriză să mai așa, să mă lase complet, știi, tablou, ca să nu zic că mă lase mască, fiindcă acum are o altă conotație, este la stăciu cu mască. Iar așa. Eu vă mulțumesc și vă doresc să din lume și aștept inaugurarea noi fabrici, ca să fac și de acolo. Vă promitem. Vă promitem. Vei fi prezentă și tu. Abia aștept. Mulțumesc încă o dată și vă doresc un anul care vine să vă aducă tot ceea ce voi v-ați pus în plan de-a lungul timpului. Mulțumesc. Noi ne revedem curând cu un alt invitat. La revedere! La revedere! La revedere! Ciao.